În zilele de 27-28 septembrie, Consiliul Județean Suceava, prin Centrul Cultural Bucovina, respectiv Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Suceava și Biblioteca Bucovinei, organizează o nouă ediție a Festivalului Național de Poezie Nicolae Labi și cea de-a 10-a ediție a Salonului Literaturii Române din Bucovina. Sunt în egală măsură bucuros de faptul că producem în continuare valori, că în continuare lumea este pasionată și pune suflet în tradiția unei moșteniri artistice, literare atât de importante. Și vreau să vă spun că sunt la fel de emoționat atunci și în trecut, când o vedeam și astăzi, pe doamna Margareta Labiș, care, iată, face efortul să fie ca în fiecare an lângă noi și care vreau să-i mulțumesc că este întotdeauna un stâlp aici, un pilon important la ceea ce dumneavoastră încercați să faceți împreună. În numele Centrului Cultural Bucovina, vă urez bun venit la această manifestare jubiliară a Festivalului Național de Poezie Nicolae Labiș. Evenimentele se desfășoară la Suceava, Fălticeni și Mălini. Cel mai longeviv concurs literar din țară, Festivalul Național de Poezie Nicolae Labiș, își propune să descopere, să sprijine și să promoveze noi și autentice talente în rândul tinerilor autori de poezie de pretutindeni. Mă bucură prezența atâtor personalități în cadrul intim al școlii noastre. Mă bucură faptul că astăzi se demarează cea de-a 45-a ediție a Festivalului Nicolae Labiș. Și totodată mă bucură faptul că această manifestare deschide și sărbările prilejuite de împlinirea a 50 de ani de existență a Colegiului Tehnic Petru Mușat. Lunile septembrie sau octombrie înseamnă pentru Suceava și Mălini gândurile un pelerinaj al scriitorilor români de pretutindeni care își îndreaptă gândurile frumoase și pașii spre acest tărâm, spre acest ținut de poveste, poveste care poartă amprenta poetului Nicolae Labiș în fiecare respirație a firii. O reîntâlnire cu literele, cu cuvintele, cu poezia lui Nicolae Labiș înseamnă o emoție multiplicată pentru toți cei care vin în numele poeziei la Suceava, Fălticeni și Mălini. La ediția din acest an au trimis lucrări 40 de creatori literari din toate zonele țării și din Republica Moldova. Pe lângă premiile acordate de Consiliul Județean prin Centrul Cultural Bucovina, respectiv Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, la această ediție vor fi acordate două premii din partea Muzeului Bucovinei și unul din partea familiei Labiș, prin Margareta Labiș, sora poetului. De asemenea, sunt 16 reviste literare din țară care vor oferi premii. Jurul acestei ediții este format din criticii literari Mircea Martin, președinte, Alexandru Cistelecan, Adrian Dinu Rachieru, Mircea Deaconu, Vasile Spiridon. Invitații de onoare al festivalului vor fi reprezentanții familiei Labiș, respectiv Margareta Labiș, sora poetului, și nepoții Horia și Andreea.